Jaja, bajola, salutare sucevenilor! Pe Bucovina TV, la Viața în Suceava, Steve sunt alături de voi. Într-o zi excepțională, putem noi spune, în care a venit iarna, în sfârșit, de când ne doream acest lucru. Bine, poate nu toți românii ne dorim acest lucru, dar în general ne place iarna și mai ales de sărbători. Ne place să avem parte de zăpadă. Sigur, ne-a luat așa puțin prin surprindere, așa se întâmplă de fiecare dată, sau cel puțin așa ne-am învățat să ne spună nenea ăia pe la TV, că știți că nu avem de toate, că străzile nu sunt chiar așa de curățate, pentru că ne-au luat prin surprindere. În orice caz, vrem să aflăm ce părere are suceveanul, îi place sau nu iarna, de ce, și multe alte întrebări legate de zăpadă. Da, foarte mult! Da, bineînțeles, cum place iarna. Păi, deocamdată, dacă a venit, eu știu. Nu neapărat. Vai, am așteptat-o, dar ne-a luat chiar din prima, așa. Este foarte importantă iarna. Pentru că e frumos cel puțin? Așa e frumos, e aer curat, asta e ce părți bune. Numai să avem căldură în casă, că restul... Părțile bune? Păi asta e bucuria copiilor, poate. Eu știu și a noastră. Mai mor microbii, mai... Se înviorează lumea. Părțile bune. Părțile bune ca să stai mai mult în casă. Dar pe șosea nu-i de ieșit acum, că nu face absolut nimic, ca nu face. Omoară microbii, plapumă la pământ pentru cele semănate, înseamnă apă la pământ, care înseamnă viață, și bucurie pentru copii și pentru ceilalți, cu schiuri, cu sâni, cu... Nu sunt rele, mai bune. Aha. Când se topește zăpada, atunci e rău. Aha. Nu-mi place. Nu. Vedeți și dumneavoastră aici, nu? Cozi interminabil la... Mașinile. La mașinile și mai greutățile, na, care cum și ceea ce cred... Și eu și cred și alții, probabil. Rele că îți cheltuielile mai mari în rest. Părțile rele nu se curăță șoselele, în primul rând. A doilea oară, degeaba mai este mașinile utilajele astea pe aerosalul. Degeaba plătește lumea impozite și atâția bani aruncați în vânt. Și nimica nu se... Mașinile se răstoarnă, tot. Ce să-i facem? Asta e viața în Suceava, nu numai la noi, peste tot. A ierni? Ei, nu văd părți rele. Părți rele, iarna? Da. Ia-și face meseria. Cum arată bine. La prima zi e bine. Nu știu mai pe parcurs cum va mai fi. Astea principale bune, celelalte lasă de dorit. Și plus de asta, reparațiile care se fac pe aici, așa ați văzut, le fac prost de tot. După 2-3 zile, iară, mai vin și mai... Mai scocioros pe acolo pământul. Eu zic că arată bine. Față de alții arată bine. Da, destul de bine. Mai străzile lateralnice sunt mai puțin curățate. Domnule, arată bine. Adică ăștia care sunt așa de nemulțumiți nu pot pricepe că zăpada-i peste tot. Iar utilajele sunt cele câte sunt. Am înțeles. Așa că orice ai face, nu-i poți mulțumi pe ăștia care, de fapt, nici nu prea știu ce-i cu ei, dacă ei mai în amănunt. Nu aduce nimic ca el. E. Sigur! Eu sunt prea bătrână pentru a-mi aduce cadouri. Sănătate, în primul rând. Moșu? Aș zice eu, să zic că sănătate și doar atâta, că restul vine de la sine. Bucurii și sănătate. Moșu, nu mai vrem nimic, că ne-o adus de tot. Dacă e tot scump la banii noștri, tot, peste tot, oriunde ai merge, tot e scump. Asta este, ce se face? Doamne, mie, moșu, uite acum îmi aduce, mă duc să schimb cărțile la bibliotecă, mai pun ceva în cap, mai mă gândesc la nemurire, mă mai gândesc la fraieri care n-au nimic cum trebuie și așa mai departe. Iarna, trebuie să recunoaștem, un anotimp special.
excepțional. Un anotimp în care avem o lună a cadourilor, luna decembrie, ne gândim și la asta, ce-i drept cu toate că povestea crizei ne-a mai demoralizat puțin în acest an. Dar să nu ne pierdem speranța și să nu vă gândiți neapărat că un cadou bun implică neapărat bani. Mare, mare atenție! Să nu cumva să nu credeți în Moș Crăciun și să nu credeți că dacă vă doriți ceva cu adevărat, până la urmă nu veți primi. Totul ține de fiecare dintre noi și, după cum a spus și ultimul nostru interlocutor, e un moment în care poți să meditezi bine, frumos, ce-i drept, câteodată pe afară în frig, câteodată înăuntru la călduț, dar poți să meditezi. Aerul este mai curat și oxigenează creierul puțin mai bine. În orice caz, noi vă dorim tot ceea ce vă doriți, așa, și să nu uitați că mai avem încă puțin timp de a strânge cadouri pentru cei mai puțin fericiți, pentru niște copilași mai puțin fericiți decât pe cei pe care îi cunoaștem. Hainuțe, dacă aveți jucărioare la noi, la sediul Simpli Mind, aici în stație la Policlinică, ne găsiți foarte ușor, cam o zi mai avem la dispoziție. Dacă aveți idei sau recomandări, vă așteptăm pe www.viatansuceava.ro. Pentru Bucovina TV, Viața în Suceava, Stiv. Sponsorii emisiunii Viața în Suceava. Anul ăsta toată lumea a fost cu minte, așa că Moșu v-a pregătit cadouri din belșug la Alsace Mod. Mobilă de lux, modernă, din pal sau din lemn masiv, tapizată cu stofă sau piele. Aveți chiar și rate în magazin doar cu buletinul. Vă așteptăm pe toți, cu mic, cu mare, la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța. Interconti, specialistul tău în centrale și instalații sanitare, te așteaptă cu o gamă largă de produse, Calea Unirii numărul 24. Interconti, ți-i recomandăm cu multă căldură. În octombrie și noiembrie la Interconti avem cele mai mici prețuri la centrale termice și pe lemne și super oferte la calorifere, robineți, țevi și accesorii. Interconti, nu uita, e căldură. Interconti, Calea Unirii 24, telefon 0230.